Anton Pan, despre nerozie, iarăși, povestea vorbii. Un nerod, să zic, sau prost, că înțelept el n-a fost, temându-și muierea rău, ca un neghiob nătărău, într-o zi, un om văzând, mergând pe drum și căscând, și nevasta i s-a întâmplat în acel ceas de-a căscat, el intră în bănuieli, ca amândoi tocmeli, și de aceea a căscat, prin căscat, răspuns i-a dat. Astfel, necăjit el foc, vrând să o spânzure pe loc, fără a zice că trăia o funie îndată ea, și o cheamă după el, zicând, ai colea nițel. Deci, împreună mergând și în o gradă intrând, din loc în loc o purta și un pom lesnicios căta, ea gându-i necunoscând, stând, îl întreabă, zicând, ce mă porți din pom în pom, ca căscat din om în om? Dar ce? O întrebă el. Căscatul umblă astfel? Zise ea. Dar au nu știi? Geaba, dar ești între vii. El privind-o a răspuns. Așa, bine că mi-ai spus că eu asta nu știam și să te spânzur umblam.